Deschidem Cartea Sfântă la Eclesiastul, capitolul 1, vom citi de la versetul 12 până la 18. Eclesiastul, capitolul 1, versetul 12. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut că tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se mai poate îndrepta și ce lipsește nu mai poate fi pus trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei care au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Amin. Să ocupăm locurile. Cred că sfârșitul fiecărui an este un moment deosebit de important pentru viața noastră de a privi în urmă, de a ne uita la tot ce s-a întâmplat, de a trage concluzii, de a învăța lecții pe care, dacă au fost bune, să le repetăm, dacă au fost rele, să ne ferim de ele. Este un prilej extraordinar să medităm asupra vieții, asupra semnificației vieții, de ce existăm în această lume. Anul acesta pe care l-am parcurs, aproape total, nu mai avem două zile, n-a fost un an prea ușor pentru foarte mulți dintre noi. În primul rând, gândindu-ne la situația internațională, a izbucnit războiul acesta cumplit în Ucraina, foarte aproape de România, sunt milioane de oameni extrem de îngrijorați de soarta Europei, ce se va întâmpla, cum se va termina acest război. Există așa o tensiune mondială. Dacă până anul ăsta nu prea se mai vorbea despre arme nucleare, numai când era vorba de Coreea, dar asta nu ne speria că era o țărișoară mică condusă de un om dezaxat, nu? Iran. Dar acum una dintre marile puteri nucleare ale lumii ne amenință din nou și destul de des cu bombele atomice. Efectiv, sunt oameni care se gândesc foarte des la scenarii apocaliptice în aceste zile. Dacă o luăm pe partea asta personală, fiecare dintre noi, fiecare știm că ne-am născut cu o condamnare la moarte în buzunar, nu? Știm asta. Știm că vom muri. L-am ascultat zilele acestea pe Andrei Pleșu și spunea că este aproape imposibil să trăiești în perspectiva morții tale, să știi că vei muri, nu? Dar zice, el ne salvează ceva în mod neașteptat. Se pare că toate informațiile despre moarte, despre taina aceasta vieții de dincolo, sunt scrise în subconștientul nostru. Dumnezeu nu ne le-a lăsat la îndemâna conștientului nostru. De aceea ne trezim dimineața și mergem și credem că mâine va fi o zi mai bună, un an nou mai bun, nu-i așa? Și nu ne temem de moarte, pentru că dacă am trăit sub imperiul morții, murim înainte de vreme. Dar sfârșitul anului este un timp excelent în care ar trebui să ne gândim foarte serios la soarta vieții noastre, la semnificația ei, de ce trăim, de ce Dumnezeu ne-a dat viața asta, de ce locuim unde locuim? De ce s-a întâmplat, de ce s-au întâmplat toate lucrurile acestea în viața noastră până acum? Solomon, pe numele lui mic, Edidia, nu? Așa l-au botezat, pentru că Edidia înseamnă iubitul Domnului. Probabil a fost un copil formidabil, extraordinar, așa de drăguț și de bun, că l-au alintat cu numele ăsta, Edidia. Toată tinerețea lui și copilăria se pare că a fost un om cu o inimă totală pentru Domnul. Atunci când a ajuns împărat și Dumnezeu a zis, cere ce vrei, că
vreau să te binecuvântez, nu? N-a stat mult pe gânduri și a cerut înțelepciune. Pentru că a spus, Doamne, sunt tânăr, nepriceput, n-am experiență, trebuie să conduc o țară așa mare, probleme economice, politice, la care nu mă pricep, dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu i-a dat înțelepciune. Și spune Sfânta Scriptură că i-a dat mai multă înțelepciune decât la alții. E bine, omul ăsta care a fost înzestrat de Dumnezeu cu o înțelepciune ieșită din comun, așa, ne-am fi așteptat să aibă și un sfârșit foarte bun, nu? Pe măsura acestei înțelepciuni, da? Se pare că cu înțelepciunea lucrurile stau un pic mai diferit. Și cum să, de fapt, cum se stă cu orice dar care primim de la Dumnezeu. Darurile primite de la Dumnezeu trebuie cultivate, trebuie întreținute, altfel mor. Spre bătrânețe se pare că n-a mai exersat darul ăsta din partea lui Dumnezeu, că ba și-a cumpărat foarte mulți cai și Dumnezeu a zis nu îți cumpăra mulți cai, că ăștia te duc înapoi în Egipt, nu-ți lua multe neveste. Ei, aici cuvântul lui Dumnezeu spune, de fapt, că a avut vreo 300 și vreo 700 de țiitoare, cam vreo 1000 de toate, nu? A fost teribil. Asta nu e deloc dovadă de înțelepciune. Ce s-a întâmplat, toate femeile astea duse în țară, le-a făcut palate separate după tradiția și originea de unde veneau, a etniei de unde veneau. Bineînțeles că doamnele astea au venit cu idolilor, cu zeitățile lor și ca să nu le supere, că doar nu te pui rău cu nevasta, nu? Dumneavoastră știți bine că cu una, dacă ne punem rău, nu mai mâncăm bine, da? Să ai vreo 300 și să le superi pe toate pe astea. Dezastru național. Le-a lăsat să-și facă templele idolilor, le-a lăsat să-și facă de cap. Și au adus idolatrie în țară și au nenorocit neamul. Mă rog, nu despre asta vreau să vorbesc în asta seară, ci despre faptul că omul ăsta înțelept, atunci cât a fost el tânăr și înțelept, a căutat rostul vieții, semnificația vieții. Este un leitmotiv a scrierilor lui, folosește o expresie cel puțin de 4 ori. Acum am văzut că la Cornilescu nu întotdeauna este tradus corect, dar în original este expresia aceasta sub soare. El își concentrează atenția și cercetează viața sub soare. Practic viața de aici și de acum. A tras concluzia că sub soare nu se schimbă nimic, că toate lucrurile rămân așa și nu se schimbă mare lucru. A tras concluzia că sub soare nu există niciun fel de satisfacție. Nu o să-ți găsești împlinirea adevărată a vieții tale. A tras concluzia că sub soare nimic nu e nou. Asta ni se pare un pic șocant pentru noi care, mă rog, gândim în epoci istorice și în dezvoltări ale istoriei. Solomon nu a gândit în termenii ăștia, ci a descoperit că de fapt nu e nimic nou, că tot ce este a mai fost și că există un ciclu repetitiv în această natură. Și altă dată spune că, și asta este cel mai dureros lucru, că după ce plecăm din lumea asta de sub soare, cei care rămân sub soare nu își mai aduc aminte de noi deloc. Și asta este un mare adevăr. Am fost în România și împreună cu soția ne-am dus să vizităm mormintele părinților. Primul meu șoc a fost să aflu că mormântul soacrei mele, mama lui Rodica, i-a expirat termenul de valabilitate. N-am mai auzit niciodată de chestia asta. Și mi-a spus că, de fapt, încă este acolo, dar este disponibil. Oricine poate să mormânteze pe cine vrea acolo, dacă nu plătești, iar o perioadă de timp. Și am zis, Doamne, dar cât timp ține o treabă? Zice, 25 de ani. Deci locul de veci ține 25 de ani. Să știți că în America am aflat că e și mai scurt. Degeaba te gândești tu la veșnicie, veșnicia asta e 25 de ani.
M-am dat imediat generos, totdeauna am fost în bună relație cu soacra și am vrut să cumpăr încă 25 de ani. Deci, nu poți, de ce? Nu ești titularul real estate-ului, a terenului. Și am aflat altă surpriză colosală, că și terenul ăla din cimitir este a piece of real estate. Este o bucată de pământ, nu? Cu drept de moștenire, cu titular, cu proprietar, nu? Și cine e proprietarul? Socrul meu, care murise cu titlul de proprietar în buzunar. Mi-am dat seama că în ceea ce privește treburile astea, nu numai că habar n-aveam, dar era o încălcitură foarte mare de relații. După ce plecăm, după 25 de ani, se anulează contractul, nu? Veșnicia ține foarte puțin sub acest soare și spune Biblia că nu își mai aduce aminte nimeni de noi. După ce mor copiii noștri, eventual nepoții, dacă își mai aduc aminte de ceva de noi, strănepoții probabil nu își aduc aminte absolut deloc și nici nu mai vor să-și aduc aminte. E bine, omul ăsta, foarte deștept, analiza ce se întâmplă sub soare și prima lui afirmație zice, semnificația, rostul vieții, nu se găsește în filozofie. Nu o să o găsim filozofând, gândindu-ne și analizând. Am citit pasajul acesta de la versetul 12 până la versetul 18, în care Solomon spune, am încăutat înțelepciune, am vrut să știu, am vrut să cunosc. Dar ce face toată chestia asta, la versetul 17 spune, asta duce la o oboseală formidabilă a sufletului. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Obosești căutând semnificațiile vieții. Să știți că filozofia lumii întregi a căutat rostul vieții. De fapt, asta și este rostul filozofiei. Filozofia înseamnă să știi rostul existenței, de ce suntem în această lume, pentru ce am venit în această lume, care este scopul vieții. Este căutarea înțelepciunii. Solomon găsește că nu e decât disperare, nu este decât goană după vânt, deci o cercetare aiurea, vii de acolo cu mâinile goale că nu poți să găsești nimica, și că noi cunoaștem în parte, cunoaștem foarte puțin dintr-o lume extrem de complexă, extrem de complexă. Tot Andrei Pleșu, pe care l-am citit zilele trecute, povestea că a citit o teză de doctorat a unuia din America, de aici unde a fost el chemat, la universitate, și teza de doctorat a unui american era de ce au zebrele dungi? Așa era ideea masivă, nu grozavă, să descopere asta. De ce au astea dungi, domnule? Acum, nu știu ce a descoperit ăla sau nu a descoperit, dar eu l-aș fi întrebat, bine, bine, dar de ce nu sunt orizontale dungile alea, nu? De ce sunt verticale? De ce nu sunt orizontale? Că puteau să fie orizontale, nu-i așa? Dar suntem în fața unei lumi extrem de complexe. Extrem de complexe. Și ochiul nu se mai satură urmărind acest spectacol fantastic al lumii atât de diverse în care noi ne aflăm. Grecii, probabil ca și Solomon, așa, au tras concluzia că totul este o deșertăciune, că nu găsești nimic, nu descoperi scopul, că e prea înalt pentru mintea noastră, stânca asta e prea înaltă ca să ajungem pe ea, de aceea i-au creat tragediile. Nu există nicio explicație decât durere, necaz, suferință și așa mai departe. În capitolul 2, începând de la versetul 1 la 3, Solomon caută semnificația vieții în plăceri. Și zice, oare nu cumva în plăceri, în distracție,
se găsește rostul vieții. Oare nu pentru asta l-a făcut Dumnezeu pe om să se bucure și să se veselească de viața asta care există? Și să știți că Solomon le-a încercat pe toate. Și avea băiatul de unde, nu? Avea aur, avea servitori, avea trecere, avea tot ce vreți, nu? Dacă ăsta a putut să încerce totul, ceilalți care au trebuit fața pământului nu cred că s-au putut compara cu el. Dar le-a încercat pe toate. Concluzia sa este că totul este deșertăciune. Distracțiile lasă sufletul gol și trist. Distracțiile obosesc, epuizează energiile și nu e de mirare că lumea încă de pe atunci, mai ales a grecilor, nu au creat două curente filozofice foarte mari. Erau epicurienii, urmașii lui Epicur, care spuneau trebuie să ne distrăm în viața asta. Nu există decât o singură șansă. Trebuie să fim veseli, trebuie să ne bucurăm de tot ce există. Trebuie să fim fericiți. Goana după fericire, nu? Care ne-o garantează Constituția Americană. Numai că nu putem merge cu viteza cu care călătorește asta, că aproape nimeni nu o mai prinde, nu? Apoi, pe partea cealaltă, au venit stoicii care au spus, mă băieți, degeaba, că ia uitați-vă la voi, sunteți epuizați, n-ați găsit nimica, în toată fericirea asta voastră, dintr-o beție într-alta, v-ați ruinat viața și sunteți niște joncuri. Haideți să încercăm cu stoicism. Ne înfrânăm, rezistăm ispitelor, ducem o viață decentă, ne purtăm frumos. Unul dintre scriitorii romani, Marcus Aurelius, în gândurile lui, a scris foarte mult din partea acestei filozofii a stoicilor, celor care practică virtuțile, înfrânarea. E bine, Solomon spune, eu l-am încercat pe toate. M-am și înfrânat, m-am și desfrânat. Nu? Că frână și lipsă de frână duce în limba română la cuvinte absolut teribile. N-am găsit fericire nicăieri. Nu există decât goană după vânt, deșertăciunea deșertăciunilor. Apoi merge mai departe și își încearcă norocul, dacă zicem, putem zice așa, să găsească semnificația vieții în ceea ce face, în ceea ce face el. Și spune, începând de la capitolul 2, versetul 7, am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditor. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde creșteau copaci. Am cumpărat rob și roabe și am avut copii de casă, am avut cirez de boi și turme de oi, mai mult decât tot ce fuseseră înainte mea la Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca și împărații și toți împărații țărilor. Am încercat să-mi găsesc rostul vieții în rodul muncii mele, în ceea ce produc eu, în transpirația, rodul transpirației mele și a muncii mele. Și mi-am făcut și și-a făcut, ați văzut lista. Lista este enormă, puteți să citiți în continuare. Am făcut proiecte grandioase, ca nimeni altul. A construit templul din Ierusalim. Minunea antică, dacă vreți, nu? Proiectul lui Dumnezeu. El a fost singurul în stare să-l pună pe temelii. Nu? Ce să vă mai spun? Cetăți, drumuri. A avut niște realizări extraordinare. Toată țara a înflorit în acest program de construcție masivă pe care l-a elaborat Solomon. Solomon răspunde unei nevoi pe care fiecare dintre noi avem înăuntru nostru. Am vrea să lăsăm ceva după noi. Ceva semnificativ să rămână după noi. Pentru că toți știm, nu, că avem în buzunar un
condamnare la moarte, că ne cumpărăm loc de veci și ăla durează 25 de ani, după care nu își mai aduce minte nimeni de noi. Și în adâncul conștiinței noastre am vrea să facem ceva, să-și mai aducă aminte oamenii de noi, nu-i așa? Să-și mai aducă cineva aminte de noi. De aceea sunt unii oameni care investesc în morminte, nu? Sunt anumite culturi, mai ales europene, unde se construiesc niște mausoleuri din alea, niște cu artă, cu tot ce vreți, nu? Ca măcar după mormânt să-și aducă lumea aminte de noi, nu? Alții construiesc, pun numele lor la orașe, la străzi, la palate, la tot ce vreți, vor să lasă ceva material care nu se distruge, nu roade, nu rod dinții lui Cronos, a timpului, nu rod marmora aceea care, din care el zidește monumentul eternității lui. Absalom a fost, se pare, obsedat de chestia asta. Și astăzi la Ierusalim este monumentul lui Absalom. Este din timpul vieții lui și l-a ridicat. Nu? Nu. Formidabil. Era bolnav rău ăsta, nu? Gândiți-vă, ce spune despre cineva care ați auzit că își face deja mausoleu la cimitir, nu? Investește, te duce să-ți arate ce mormânt grozav are el, nu? Sicriul are deja în pod, nu? Am auzit obsesie din astea, oameni bolnavi, nu? Absalom a avut obsesia asta, vrea să rămână în istorie, domnule, nu? A rămas, dar n-a rămas cum trebuie, n-a rămas pentru lucrurile bune, că a făcut așa multe rele că a rămas de pomină în istorie. Fiecare spuneam că am vrea să facem ceva în viața asta să-și aducă aminte oamenii de noi. Am vrea să lăsăm ceva semnificativ. Și nu e lucru rău, dar vreau să vă spun că nu ăsta este rostul vieții noastre. Nici în ăsta nu ne putem găsi rostul pentru care trăim în lumea asta. Să-și aducă cineva aminte de noi. Parcă o să ne mai pese, nu? În al patrulea rând, există o altă încercare a lui Solomon. Vrea să-și găsească semnificația vieții sale, importanța vieții sale, în posesiuni. Devine posesorul unor bogății imense, uriașe, aur, argint, pietre scumpe, tot ce vreți, adună de peste tot. Regina din Seba, când vede ce are Solomon, este umilită. Zice, eu am auzit, dar nici pe un sfert nu e ce am auzit eu. El crede, a crezut la un moment dat că adunând toate lucrurile astea, eu știu, viața va căpăta sens. Și a dat seama că nimic, el este tot la fel de nefericit cum era și înainte, de fapt, nu? Tot la fel de sigur că va muri cum era și înainte de a le avea pe toate astea. Întrebarea este vis-a-vis de bunurile din această lume, ar trebui să ne opunem, oare le deținem noi pe ele sau ele ne dețin pe noi? Pentru că în momentul în care ele ne dețin pe noi, noi devenim sclavii acestor bunuri pe care le-am adunat. Apropo de asta, vreau să vă spun că toți vom muri la fel de bogați sau la fel de săraci, cum vreți să o luați. Vom muri toți la fel și acest mare egalizator, great equalizer, moartea, ne va duce pe toți să semănăm unul cu celălalt. Lev Tolstoi, un scriitor rus și aproape mi-e ciudă că vreau să zic ceva și bine de ruși, am mai spus asta la mormântări, dar are o povestioară extrem de interesantă intitulată De cât pământ are nevoie un om? Un mare bogătaș rus a anunțat că într-o anumită zi dă pământ gratis. Singura treabă este să-l înconjori, plecând de dimineața cât îți trebuie și seara unde ai ajuns,
dacă ai încheiat cercul, ăla e pământul care l-ai înconjurat, tu, ăla e pământul tău. Și un rus curajos a luat-o la fugă și a fugit și a fugit și a văzut că soarele e la miaz. A mai vrut și pădurea aia și lacul ăla și nu, așa, și tot a fugit și spre seară, înainte de apusul soarelui, și-a dat duhul și a murit în fața boierului care l-aștepta. Boierul a luat-o cazma, un arșeu, cum zicea moșul, a săpat o groapă de 2 pe 1 și l-a mormântat. Și Tolstoi zice, de atât pământ are nevoie un om, de 1 metru pe 2 metri. Gândiți-vă la lucrurile astea. Semnificația vieții nu se găsește în obiectele din această lume, nu se găsește în filozofie, se găsește într-o persoană pe care trebuie să ajungem să o cunoaștem. Și dacă ni s-a dat vreun har în această lume, iubiți frați și surori, este că ni s-a dat harul să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, viața veșnică. În Ioan 14:6, El a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Vreau să vă spun că calea trebuie parcursă. Și asta este viața noastră. Încă suntem pe cale. Suntem pe cale spre adevăr și îl vom cunoaște așa cum este, complet, când îl vom vedea și vom căpăta viața veșnică. Cine îl cunoaște pe Iisus, cunoaște viața. Când ai pe Iisus Hristos, ai viață veșnică. Îndemnul meu să ne folosim anii aceștia care îi mai avem, să spunem și altora acest secret, că viața nu se găsește nicăieri în altă parte decât în autorul ei, în Hristos Domnul, care și-a dat viața pentru viața noastră. Viața este scurtă, n-o risipi. Cuvântul lui Dumnezeu spune să o răscumpărăm, să răscumpărăm vremea, pentru că viața este foarte scurtă. Semnificația vieții, în încheiere vreau să vă spun încă o dată, repetând, nu o să o găsim niciodată în filozofie, nici în plăcerile și distracțiile acestei lumi, nu o să o găsim niciodată în realizările noastre, în rodul muncii noastre, și nu o să o găsim niciodată în posesiunile noastre. Ea este în Dumnezeu, pe care îl cunoaștem prin Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Și Domnul să ne ajute ca anul acesta care urmează să găsim adevărata viață și să ne bucurăm de ea. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul care ne l-a dat și să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune să căutăm adevărata viață acolo unde este ea, în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.